molestată în copilărie. La 14 ani, weekend cu pornografie, reviste și discuții sordide din partea mamei unui prieten. La 16 ani, atacată de mai multe ori cu brutalitate de un fost iubit. O lovitură la cap, un pistol în față, m-am luptat să scap de viol. Și mai multe lucruri pe care nu le voi spune, multe momente dureroase. În adolescență am încercat să fac față, înecându-mă în alcool și droguri. Diverse întâlniri amoroase triste, m-am agățat de iubiți distanți, mereu disperată să fiu acceptată. Am înghițit un tub de pastile să îmi pun capăt zilelor. Constant am ales drumul greșit. N-am spus părinților prin tot ceea ce am trecut. Atitudinea mea dificilă i-a adus la capătul răbdărilor. Din cauza aroganței mele constante, mi-au cerut să plec de acasă. La 17 ani, am început să bat străzile pentru un loc de muncă. Bărbații își opreau mașinile lângă mine crezând că sunt prostituată. Mă dezgustau și îi refuzam, dar gândul mi-a rămas în minte. De câteva ori am luat-o în considerare ca pe o opțiune acceptabilă. Am descoperit că sexualitatea mea era sursă rapidă de venit. La 18 ani am început să lucrez ca dansatoare de dansuri exotice. Am trăit în extaz la început. Am devenit rapid dependentă de admirație și de bani. În timp, extazul a pierit. Am început să disprețuiesc comentariile și gesturile vulgare ale clienților, mâinile lor insistente. Totuși, de câte ori eram respinsă, mă simțeam urâtă și lipsită de valoare. De-a lungul anilor am făcut eforturi mari pentru a-mi câștiga alt loc de muncă. Am terminat cu succes patru ani de facultate, am participat la traininguri pentru diverse joburi, am cumpărat o afacere, totuși am eșuat mereu în toate încercările mele și am rămas în clubul de striptease timp de 18 ani. Într-o noapte am plâns cerând ajutor de la Dumnezeu. Câteva luni mai târziu, pe când mergeam cu mașina la club și ascultam o predică pe CD, el mi-a răspuns. Ascultam CD-ul Finding and Fulfilling Your Destiny, găseșteți și împlinește destinul, de Joyce, pe care Dumnezeu a ales-o pentru a-mi capta atenția. Am simțit că el îmi spunea prin pildele din Biblie să încetez să mai păcătuiesc. M-am gândit, nu pot renunța astăzi, am de plătit facturi, nu mă mai duc decât o noapte. Exact în acel moment Joyce a spus: Diavolul vrea să te convingă să mai faci compromisul doar o singură dată. Am întors mașina cu mâini tremurânde. Nu aveam idee cum urma să mă ajute. În acel moment m-am văzut pe mine pe o stâncă înaltă, iar la picioarele mele se afla o propastie întunecoasă. Am simțit că Dumnezeu îmi spune, dă-ți drumul, te voi prinde eu. Am răspuns, nu știu cum mă vei prinde. Mi-a spus, lucrurile nu merg așa, renunță. Mi-am văzut mâinile depărtându-se de volan și m-am lăsat în voia lui. Niciodată nu m-am mai întors la club. Seara următoare am urmărit-o pe Joyce la televizor. A inițiat o rugăciune de iertare a păcatelor împreună cu toți spectatorii. La sfârșit a spus, Nu știți, dar viața voastră tocmai s-a schimbat. Avea dreptate. Următoarele trei zile au fost de o fericire mirifică. Bucuria era copleșitoare. Trupul meu abia putea să-i facă față. Eram plină de energie, de bucurie și împăcată cu mine. În unele momente, aceste stări atingeau o asemenea profunzime încât nu puteam decât să plâng și să-i mulțumesc lui Dumnezeu. În ceea ce privește ieșirea mea din industria sexului, Dumnezeu m-a ajutat la fiecare pas. Locuință, bani suficienți, biserică, prieteni săritori. Totuși, am trăit și momente grele în care m-am luptat cu tentația de a mă reîntoarce. Isus m-a ajutat în tot acest timp. El este singurul motiv pentru care nu m-am reîntors. Acum rănile se închid. Mi-au trebuit eforturi mari, dar am meritat. Această odisee m-a ajutat să-mi recâștig demnitatea și stima de sine. Mi-am reînnoit viața prin Isus. Viața cu Dumnezeu alături de mine m-a salvat. Dorința mea arzătoare este să împărtășesc și altora ceea ce am învățat. Sper ca ceea ce am trăit eu să ajute alte femei să-și câștige libertatea prin credință. Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut. Iată, toate s-au făcut noi. Poate că inima ta a fost atins de ceea ce ai auzit. Poate că te-ai regăsit în poveștile Mihaele, Cristine sau Ane. Poate că la fel ca ele te-ai simțit folosită, tristă, neputincioasă, fără speranță, respinsă. Dar nu uita, Dumnezeu niciodată nu s-a întors cu spatele la tine. El te privește te acceptă și te iubește necondiționat. El aduce o speranță nouă când tot în jurul nostru ne spune că nu mai există nicio șansă. De Crăciun aceasta, primește-L pe Iisus Hristos în inima ta. Te va ajuta, te va alină. Proiectul Area 45 este inspirat din Biblie, din Cartea Isaia 45, unde scrie că Dumnezeu ne va da bogății îngropate. Noi credem că ești o comoară ascunsă în întuneric, echipa noastră este la dispoziția ta pentru a se ruga împreună cu tine, pentru a sta de vorba la o cafea sau orice alt lucru pe care putem ajuta. Ne poți contacta pe Facebook la proiectul Area 45 sau prin telefon la 07 67 05 55 02. Crăciun fericit,